Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect foarte important pentru noi apicultorii, privind rezervele de hrană pentru iarnă a familiilor de albine. Trebuie să le asigurăm familiilor de albine hrană suficientă pentru iernare, astfel încât să nu avem probleme cu mortalitatea în primăvară. Ne aflăm la începutul lunii august și trebuie să ne ocupăm de realizarea completărilor de hrană. Trebuie să formăm corpul gras al familiilor de albine și plus rezervă de hrană pentru iernare. După cum se știe, completările de hrană se fac de obicei după 15 august, dar acum cu schimbările climatice, vremea este mai caldă, durează mai mult căldura, de obicei toamna, și atunci noi ne apucăm să facem completările mai repede, de la 1 august, astfel încât albinuțele să aibă timp să căpăcească. Vreau să verificăm acum și o familie de albine, să vedem cum se prezintă cu rezerva de hrană și cu puietul în perioada aceasta. Acesta este stupul care îl vom verifica. Este un stup pe orizontală. Aici avem perinuța deasupra și folie. Este pe 2, 4, 6, 8, 9 rame. Acum să vedem ce am muncit până la ora aceasta. Aici e hrănitorul. Aproximativ prin 15-20 august vom administra și o turtă proteică cu polen. Polenul este de la noi din stupină. Pentru formarea corpului gras al familiilor de albine. Polenul este foarte bogat în proteină și astfel le asigurăm o sursă suficientă de proteină dacă cumva rămân fără cules de polen în natură. Și atunci turta este foarte bună administrată în această perioadă. Aici avem ramă cu puiet. Cam așa arată. Ultima ramă a fost cu miere. Are destul de binișor pe ea. Acum să vedem ce mai departe. Aici o ramă de puiet. Coroniță frumoasă, roată, după puiet. Trebuie să asigurăm și tratamentele necesare familiilor de albine împotriva acarianului varroa destructor, care este foarte periculos, deoarece într-o infestare foarte mare duce la decimarea familiilor de albine și atunci trebuie neapărat să aplicăm tratamente preventive, să nu ajungem în acel punct în care să pierdem familiile de albine. Când vedem deja acarieni pe albine, înseamnă că sunt destul de mulți deja în ladă și atunci trebuie să intervenim mult mai des. Lucrează destul de bine această familie. Tratamentele contra acestui acarian le efectuăm cu Varachet, Scabatox, Mavric. Noi acestea le folosim. Mai sunt și altele. Acum fiecare cu ce dorește. Aici ai polen, văd că avem ramă de polen.
Matca care se află în acest top este de culoare roșie, este marcată cu roșu. Este o matcă destul de bătrână, dar încă își face treaba și am zis că nu o schimbăm încă. Lucrează destul de bine și atunci o lăsăm să vedem ce mai poate. Anul viitor cred că o să o schimbăm neapărat. Acum anul ăsta, dacă a lucrat bine, ne-a dat polen, ne-a dat miere și atunci am zis că o mai lăsăm. Dacă tot și-a făcut treaba, anul viitor o vom schimba. Aici iarăși avem polen, nu știu dacă se vede, miere. Trebuie să alternăm tratamentele, astfel încât acarianul să nu opună rezistență la un singur produs, de aia trebuie să folosim mai multe produse. Aici avem și siropul care îl vom administra. Este un sirop cu protofil și zahăr. Este foarte bun protofilul deoarece ajută la tratarea nosemozei, previne nosemoza și plus tratamentele adecvate cu Varachet, cu Scabatox sau Mavric, vom avea o familie sănătoasă care va ieși puternică în primăvară. Acum vom băga siropul. Am pus aici să poată să treacă albina la acesta. Vom pune un hrănitor. Se poate observa culoarea închisă a siropului dată de către protofil. Este aproape negru siropul. Cam așa se prezintă această familie, cu matcă roșie, într-un stup pe orizontală. Se vede deja că vine toamna și că trebuie să le restrângem. Am mai scos încă rame, deoarece scade ponta, nu mai ouă chiar așa de bine. Plus că, datorită recoltării polenului, familiile s-au mai slăbit. Cine recoltează polen știe despre ce este vorba. Atunci când avem puse colectoarele pe familiile de albine, nu mai sunt la fel de puternice ca și familiile care nu au colectoare pe ele. De-aia trebuie să le dăm și proteină. De exemplu, acum, în această perioadă, au adunat polen destul de bine, dar prin 15-20 august nu o să mai adune polen așa de bine și atunci trebuie să intervenim cu turta proteică și să le asigurăm sursă de proteină. După cum bine știți, albina care va ieși acum în august este cea care iernează și atunci trebuie să avem puiet destul de mult, pe cât se poate acum, după puterea familiei de albine, și să le ajutăm la formarea corpului gras. Cam asta am vrut să vă prezint cu tratamentele și hrana. Aici avem solarile. Zilele trecute am avut iarăși o a doua furtună care ne-a luat din nou plasa de umbrire. O trebuie să o punem iarăși, doar că a luat-o doar de pe partea cealaltă a solarului și de pe partea asta nu a luat-o, doar din spate și ne-a fost mai ușor să o punem înapoi la loc, dar a fost destul de urâtă vremea, a fost un vânt foarte puternic. Acum sperăm ca anul ăsta să nu mai avem parte de așa ceva, că ne cam enervează când ne provoacă tot felul de pagube
Și plus că ne dă de lucru și ne ocupă din timp. În timpul ăla putem realiza altceva. Aici avem roșiuțele. Uitați ce frumoase sunt. Nu mai sunt chiar așa de încărcate, deoarece dimineață am recoltat. Roșiuțe verzi avem pe ele, doar că trebuie să se coacă. Uitați ce frumoase sunt. Aici, aici deja care aproape că sunt coapte. Aici sunt foarte frumoase. Săptămâna trecută ne-am ocupat de dirijatul acestora. Sunt la care o trebuie să le tăiem vârful de creștere, deoarece deja au ajuns la sârmă, dar sunt care încă mai trebuie să crească în funcție de puterea fiecăreia. Sunt care cresc mai mult, sunt care cresc mai puțin, nu toate cresc la fel. Cam asta am vrut să vă prezint. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, Ferma Andreiuș, și vizitați site-ul nostru www.fermaandreiuș.ro, de unde puteți achiziționa produsele noastre apicole, miere, polen, cătină și altele. Aici avem prune, perele, încep să se coacă și acestea. Abia așteptăm să mâncăm din ele. Cam atât. V-am salutat. Vă doresc spor în toate și mult succes!